Bună, dragilor, și bine ați venit pe acest canal. Am aici o comandă de la Avon aferentă lunii aprilie în valoare de 980 de lei, preț de catalog. Am o cutie așa mai mare, mai am și una mai mică. O să o dau deoparte pentru a vă arăta produsele mai bine. Și am aici o felie de păr rotundă, mare. Aceasta a costat 37 de lei. Un set format din apa de parfum Rare Flowers Night Orchid și la 50 de ml și loțiunea de corp la 150 de ml. Acestea au costat 75 de lei. Am aici un aparat de ras pentru bărbați, acesta a costat 68 de lei. Nu o să-l desfac pentru că nu este al meu. Este acest aparat de aici. Așa. Catalogul este acesta. Catalogul campaniei 4, luna aprilie. Mai am un spray din acesta pentru bărbați, Segno. Acesta a costat 20 de lei. Un Persave pentru doamne la 100 de ml și acesta a fost la 70 de lei. Mi-am comandat și un set din pungi din acestea medii. Pungile medii au fost la 7 lei, 5 bucăți. Nu, 4 bucăți. 4, 5, da, 5 bucăți. Și am aici un set mic de pungi medii plus încă unul. Și acesta a fost la 4 lei. Fiecare set. Mai am două ape de toaletă din acestea pentru domni Full Speed, 75 de ml și acestea au fost la 40 de lei bucata, condiționate la comandarea oricărui alt produs din broșură. Un Faraway, 50 de ml, Aurora, 55 de lei. Două creme de mâini, 75 de ml fiecare, 6 lei fiecare, nu știu dacă erau condiționate sau nu, cred, nu, cu cocos și macadamia. Mai am un spray din acesta pentru descurcarea părului la 200 de ml și acesta a fost la 18 lei. Un Hair and Body Wash Wild Country la 200 de ml, 20 de lei. 20, da. Dar cred că v-am spus un preț. Da, prețul acesta nu este 20, este 26, îmi cer scuze. Așa, mai am un gel de duș pentru domn. Ocean Surge, 2 în 1, 500 de ml și a fost 17 lei. O apă micelară, 400 de ml, pentru ten sensibil, a fost 20 de lei. În această cutie mai am cataloage pentru campania următoare. O să le pun aici. Și pentru mine, din campania trecută, a venit acum parfumul, noul parfum din gama TTA Wonder, pe care l-am și desfăcut și l-am pulverizat atunci când mi-au sosit coletele. Nu m-am putut abține, au trecut de atunci 6 ore. Vreau să vă spun că încă îl simt foarte bine. Este un pic dulce. Se simt foarte bine
notele de flori de neroli și bergamota. Are așa o dulceață aparte. Eu spun că este destul de puternic acest wonder. Îmi place foarte mult. Foarte mult îmi place. Și îl mai am și pe acesta, care va apărea în luna viitoare la Avon, Faraway, Solaria Endless Sun. Și haideți să vă arăt și cum arată sticluța acestuia. Aceasta este un portocaliu, un degradé așa foarte drăguț. Și spun eu că este cel mai light și fresh parfum din gama Faraway. Și pe acesta îl mai simt. Ei spun că are piersică, vanilie. Foarte puțin se simte vanilia. Foarte, foarte puțin. Piersica este, Doamne, foarte plăcută. Extraordinar de plăcută. Eu spun că acest parfum poate fi purtat și de adolescente. Nu este înțepător, spun că poate fi purtat și vara, când este cald, nu cred că deranjează. Mie îmi place foarte mult nota de piersică și aceasta este o piersică deloc înțepătoare, așa suculentă, zemoasă, dulce, absolut superb, absolut superb. Aproape că îmi place mai mult acesta decât Wonder. Nu știu ce să spun, dar da, cred că este cel mai light și cel mai plăcut din gama Faraway. Poate fi purtat de oricine. Celelalte mi se par cam greoaie. Nu pot fi purtate de oricine. În toate celelalte Faraway predomină foarte mult vanilia. Acesta este, cred că, singurul unde vanilia nu izbește așa brutal, agresiv. Este altceva. Și o să iau și cealaltă cutiuță și o să încep cu mostrele, pentru că le am aici deasupra. Și am așa mostre de la rujul ultra cremos. Trei mostre. Și mai am câteva comandate. Se puteau comanda și mostre din acestea la de o bucată și cineva și-a comandat 4 mostre de o bucată. Eu am comandat și mostre de la parfumul Faraway. Noul parfum și nu-mi pare rău, am destul aici, cred că vreo 10. A fost 2 lei mostra. Super! Și mă bucur că le-am comandat. Poate și clientelor mele le va plăcea acest parfum, care pe mine m-a cucerit. Am mostre de la crema cu protinol, care a apărut în acest catalog, și aceasta, pe care cu siguranță le voi da și fetelor mele. Și mai am și de la serul New cu protinol, am câteva. Acestea le-am primit pentru că sunt la nivelul platină. Și le mulțumesc celor de la Avon. Am mai primit încă 3 mostre de la parfum, pentru că acesta a fost cumpărat în set cu încă 3 mostre și încă 3 de la Rebel & Diva. Plus 2 de la acest gel de duș, pe care le voi da și acestea clientelor mele. Tot pe comandă am un lac de unghii în nuanța Bubblegum și o să vă arăt. Aceasta este o nuanță de roz foarte drăguță. Foarte, și aceasta a fost la 14 lei. Heavenly
Încă unul, încă un lac de unghii și sper să nu deteriorez ambalajul pentru că nu sunt ale mele. Așa, la 11 lei. Mai am aici un petal fresh și acesta este o nuanță de roz pal. Nu o să-l mai desfac la același preț, 11 lei. Un ruj de la Lux, nuanța Lustering Nude. Da, nu o să-l desfac pentru că nu este al meu. Rujul a costat 35 de lei. Mai am aici încă două rujuri. Winaberry. Aceasta este nuanța și a costat 22 de lei. Și mai am unul. Stellar Magenta. Așa. Are trecut și aici. Și acesta a fost 27 de lei. Am un fond de ten de la Avantgarde în nuanța cream. Așa. Acesta este la 32 de lei. Am uitat aici, tot pe comandă. Mai am un aparat pentru curbarea genelor la 15 lei. O pensetă la 11 lei, 1 ulei de păr de la Planet Spa la 60 de mililitri a fost 9 lei, scuze pentru zgomot, dar ce nu înțeleg eu este că da. Avem pe comandă două rujuri din acestea de la Avantgarde în varianta, da, de fapt acesta nu este ruj, acesta este un corector Neutral Light, aceasta este și a costat 20 de lei. Știam eu că trebuie să am și două rujuri pe care nu le găsesc, da, trebuie să sun. Am primit din oferta Trial, setul Trial, care a costat 15 lei, acest creion Glimmer Stick în varianta Blackest Black. Și trebuie să mai primesc și o mascara pe care nu am primit-o pentru că nu era pe stoc. Și acest mini parfum Attraction, 10 ml, 14 lei. Și aceasta este toată comanda mea, dar nu înțeleg de ce nu am primit și rujurile Totally Twig. Chiar nu înțeleg și îmi pare rău, va trebui să sun la ei să văd ce s-a întâmplat. Da, am găsit aici. Aici o pensuliță de aceasta, Evantai, și aceasta a fost la 16 lei. Da, atât. Da. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Spuneți-mi în comentarii ce v-ați cumpărat și voi de la Avon. Ce ați vrea să știți despre produsele acestea, dacă vă interesează ceva, dacă vă pot fi de ajutor. Dacă vă va plăcut ce ați văzut în acest videoclip, vă rog frumos să dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Și să fiți la curent cu tot ce postez aici. Vă mulțumesc tare, tare mult, vă pup, vă îmbrățișez și ne reauzim la un videoclip viitor. Pa, pa!